Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O nenumerire legată de o întâmplare din Huș, repetată în Huș. O proprietare de magazin se luptă cu un hoț pisălog. Hoțul tot îi sparge magazinul. Și doamna... Huș de aici. Da, Huș de aici. Domnul Zafiu. Ce faceți, domnul Zafiu? Vă pregătiți pentru Radio Voting, a? Da, așteptam momentul pentru Radio Voting. Avem single nou de la Vama astăzi, dar vorbim mai încolo. Reveni la Huș. Deci, femeia, doamna, a decis să ridiculizeze public acest hoț și a vrut să fie sigură că hoțul știe, că ea știe că el vine și că e același și că l-a văzut. Da. Și, potrivit ziarului Vremea9.ro, care postează și o poză, a lăsat în vitrina magazinului următorul afiș, scris de mână, cu litere mari. Zice așa: băi, jefuitor mic ce ești, îmi vine să și râd. Eu citesc de pe afiș, chiar așa este în spatele geamului. Ea zice, îmi vine să și râd. Da, jefuitor mic ce ești, în paranteză, îmi vine să și râd. O fi un pitic. Cum adică jefuitor mic, adică la ce se referă, că n-are... Renanism. Nu, e mic fizic sau n-are... Nu, mă, fură puțin. Fură puțin? Da. Și ar vrea să fie mare? Ha? Nu poți să-i spui un om care fură țigări și... Da. Mare hoț ești. Asta nu... După care continuă, zice, ai dat bine... Fură și nesănătos, iartă-mă că zic, dar fură total nesănătos. Uite, Zafi, puteam să zică mic și nesănătos. Da. Ai dat bine pe cameră, îi spune, să știi. În primul rând te anunț că nu ai nicio șansă să găsești bani. Asta spune ceva despre situația economică din Huș. Știi? Din Huș și în mod special din acest magazin. Deci tot spargi magazinul, ce cauți? Că aici nu găsești... Dânsa plecând cu încasările. Poate așa sau poate nu încasează. Știi? Sau. Sau așa. Asta mi-a zis aminte de... Știi, ăla care îi tot spărgeau mașina și l-au dat... A lăsat un bilet. Nu mai spargeți mașina. N-am casetofon. Și a doua zi i-au furat-o cu totul și pe locul de parcare a găsit scris cu creta. Nimic, îi punem noi. Da. Da. După care continuă. Zice, în al doilea rând, te întreb dacă tu crezi că merită să te fac de tot rahatul pentru niște țigări și niște băutură. Ce zici? Să te facem un pic vedetă? Adică, cu alte cuvinte, are poze. Dacă are poze, de ce nu cheamă poliția și care-i treaba? După care zice, post-scriptum, să știi că țigării nu mai am în seara asta. Le-am terminat. Doar vreun kilogram de ceapă, dacă vrei. Vremuri grele. Da. Îi transmitem hoțului că în principiu n-are ce să-i facă. Doamna, că o dă în judecată dacă îl face vedetă. GDPR? Știi, nu? Da. Nu știi că am mai avut noi știre cu ăla de arunca gunoaiele și au vrut să-l facă de râs administratorul și a câștigat procesul? Mm-hmm. Ții minte, am avut anul trecut. Uite. L-au filmat că arunca mereu gunoiul în spatele blocului. Mm-hmm. Și l-au amenințat și până la urmă au postat filmul și a dat în judecată asociația de proprietari și a câștigat. Uite, în sfârșit am ajuns și noi în vest, în America. Când eram mai miști, că auzisem de poveștile alea îngrozitoare cu hoțul care a spart casa și a dat în judecată pe proprietari pentru că era podeaua udă. Da. Și a căzut și a rupt piciorul, ceea ce este îngrozitor. În sfârșit am ajuns și noi în vest. La nivelul ăla, da. Civilizații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.